Salut! Regulile lumii animale sunt foarte simple. Ca să se hrănească și să supraviețuiască, animalele zi de zi se ucid unele pe altele. Astăzi vom vedea anume astfel de momente, așa că puneți un like și să începem! În acest video puteți vedea cum doi câini de dimensiuni mici au găsit un piton destul de mare. Fermierii au venit rapid de îndată ce au auzit lătratul și au văzut cum șarpele și-a aruncat inelul de moarte peste unul dintre câini. El încearcă cu disperare să se elibereze, mușcând șarpele, și a reușit. Bine că oamenii nu au ucis pitonul, ci pur și simplu l-au lăsat să plece. Pitonii sunt cunoscuți drept șerpi foarte mari, care ajung la dimensiuni la maxim 10 metri. După părerea cercetătorilor, pitonul reticulat este cel mai mare șarpe din lume. Indivizii mari pot depăși greutatea de 100 de kilograme. Câinele a fost foarte norocos. Să nu fost oamenii prin preajmă, puțin probabil că pitonul avea să-l lasă să plece așa ușor. Acum veți vedea nu lupte, ci mai degrabă câteva momente amuzante. Știm cât de agile sunt maimuțele. Cățelul nici nu reușește să reacționeze la mișcările ei fulgerătoare. Ratonul iubește mâncarea moca. Îi place să pătrundă pe teritoriul caselor care deseori sunt protejate de câini. Bătăliile în acest caz sunt inevitabile. Ratonul curajos, fără să atragă atenție la câinele înrăit, pătrunde în curte, se urcă direct în copac, apoi din întâmplare sau poate intenționat cade peste câine. Începe o luptă. Ratonul a luat poziția de luptă și din toate puterile încearcă să pară curajos, dar la prima ocazie fuge în copac. Urmează o luptă dintre șopâr la geco și un șarpe mare și verde. Șarpele a atacat primul, dar a primit o mușcătură ca răspuns. Șopâr la literalmente se luptă pentru viața sa, mușcă șarpele de cap, nepermițându-i să o înghită. Geco se hrănesc cu larve și insecte, dar abilitatea lor principală este să urce pereții absolut netezi. Pe fiecare labă, geco are milioane de gheare mici și niște vilozități care nu sunt vizibile ochiului uman. Datorită acestora are asupra putere. Lupta a durat destul de mult timp și asupra șopârlei sigur a acționat veninul șarpelui. Acesta s-a folosit de situație și a înghițit-o. A luptat foarte curajos, dar din păcate a pierdut. În această luptă inegală, anaconda a sugrumat în colacul său mortal crocodilul. Viespea versus șoarece. Este incredibil cum viespea hornet sau viespea ucigașă a reușit să facă față unui șoarece. Cel mai important, scopul luptei nu e clar. Cine și pe cine a atacat primul? Cu siguranță viespea a reușit să înțepe rozătoarea. Ele deseori luptă cu alte insecte, mai ales cu albinele. Hipopotamul versus rinocer. Lupta asta a avut loc într-un corp de apă undeva în Africa de Sud. Înfuriat de încăpățânarea rinocerului, hipopotamul urlă amenințător, apoi a încercat să-l alunge de la apă. După câteva încercări eșuate, hipopotamul s-a repezit spre apă, a doborât rinocerul de pe picioare și a început să-l muște cu gura lui imensă. Se pare că acest comportament este rezultatul secetei. Pentru a supraviețui, trebuie să recâștigi prin orice metode sursa vieții, care este apa. Pa.
Iată cum un câine cam prostuț s-a repezit la un cangor. Acesta aproape că a necat patrupedul. Dacă cangorul simte pericolul, fuge la cea mai apropiată sursă de apă și se bagă acolo. Dacă este atacat, apucă cu labele mici din față inamicul și îl înneacă. Însă în cazul când nu găsește apă, folosește loviturile cu picioarele din spate, sprijinit pe coadă. Aici puteți vedea cum un grup de turiști a observat o activitate de neînțeles într-o mlaștină cu o grămadă de hipopotami. De la început s-au gândit că giganții se luptă între ei, dar apoi au observat un biet crocodil, care a ajuns cumva în mijlocul grupului de hipopotami agresivi. Mulți consideră că hipopotamii sunt creaturi drăgălașe, asta din cărțile pentru copii. De fapt, sunt unele dintre cele mai periculoase animale ale Africii. Incredibil de agresiv și teritorial, pot ucide cu ușurință un crocodil. Puterea de mușcătură este enormă, se consideră a fi una dintre cele mai puternice în lumea animală. Hipopotamii călcau și mușcau reptila cu fâlcile lor puternice, încercând să o arunce cât mai rapid de pe teritoriul lor. A rămas oare crocodilul viu după acest măcel? Nu se știe. Uneori maimuțele chiar se comportă foarte agresiv, dar cu câinii nu se luptă, ci pur și simplu se joacă. Asta e o altă întâlnire interesantă dintre un ciobănesc german și un raton. Comportamentul animăluțului este la fel, încearcă să arate că nu este frică. Cel mai mare șarpe din lume, anaconda, împotriva crocodilului. Aici veți vedea câteva lupte dintre acești doi prădători, care deseori se întâlnesc față în față în lumea sălbatică, căci mereu trebuie să împartă habitatele. Vedeți cum anaconda gigantică a zărit un crocodil nu prea mare și s-a scufundat în apa Amazonului. Crocodilul a încercat să fugă, dar nu i-a reușit. Iată încă o luptă mortală care a fost filmată cu camera video. Oamenii au dat de o anacondă uriașă care sufoca în inelele sale un crocodil. Capul șarpelui era strâns între colții prădătorului. Este aproape imposibil să supraviețuiești după asta. Dar și crocodilul are puține șanse de supraviețuire după o astfel de îmbrățișare. Acești tâlhari în dungi nu se tem de bătăliile chiar și cu insectele mult mai mari, fiindcă au în arsenalul lor nu doar înțepăturile otrăvitoare, ci și fălcile puternice. În cazul nostru, viespea a lăsat șoarecele și a zburat. Hipopotamii deseori concurează cu rinocerii și de cele mai multe ori e lupta pentru teritoriu. În această situație, cangurul era doar un pui. Câinele a avut noroc, lui se părea că e doar o joacă. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care luptă dintre cele prezentate în acest episod v-au impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!